Vești bune pentru persoanele cu handicap și pensionarii cu venituri reduse care au beneficiat de programul social de acordare de etichete sociale. Conform primarului Laurențiu Leureanu, bugetul pe anul 2016 va permite continuarea acestui proiect. Păstrăm tot, mai ales v-am zis că avem un buget mai bun ca anul trecut. Mult mai bun ca anul trecut. Avem și niște rezerve, niște excedentul care o să vedeți că reportăm în acest an. Deci eu zic că anul 2016 va fi mult mai bun ca 2015. Asta vine și ca urmare că l-am gestionat foarte bine pe 2015 și ne creează premise bune pentru 2016. Cel mai probabil în luna februarie, consilierii locali ar urma să voteze regulamentul de acordare a acestor tichete sociale către pensionarii și persoanele cu handicap cu venituri reduse. Anul trecut, limita maximă de venituri a fost de 700 de lei pe membru de familie, iar fiecare beneficiar a primit tichete în valoare de 40 de lei pentru achiziția de medicamente și alimente. Tichete s-au acordat în 4 tranșe.